Salutare, numele sunt Cristi și bine m-am regăsit la un episod din seria noastră de Speed Builder. S-a mai fost seria aceasta de foarte mult timp, dar am rămas în pană de idei și n-am mai știut ce să mai filmez. Așa că lăsați și voi un like dacă mai vreți seria aceasta. Ultima dată când am filmat-o a avut un succes destul de... Mi s-a bubuit mâna, în fine. A avut destul de mult succes seria aceasta, așa că am zis să mai facem episoade. Plus am văzut că vouă v-a plăcut chiar mult, așa că hai să facem un episod de Speed Builder, să vedem cum o să ne descurcăm. N-am mai jucat de foarte mult timp, ăsta este primul meu match după foarte mult timp, deci unul 4 bucăți așa. Ok, este destul de ușor de construit. Avea și butoane. Oh shit, ok, asta o să fie nașpa, n-am văzut unde erau puse butoanele alea. Presupun că pe ochi, cel mai probabil. Nimic, o să putem să facem asta. Cred că aici erau ochii, să fiu sincer. Așa. Așa, aici și presupun că aici erau ochii. Ok, bun. Eu m-am uitat de la spate, dar până la urmă am făcut perfect match. Nu știu dacă cineva o să piardă aici. Văd că destul de mulți au făcut perfect match. Cred că ăsta o să piardă și ăla. Ok. Noi măcar ne-am scos, l-am făcut perfect. Să vedem cine o să fie eliminat. Presupun că ăsta de lângă mine. 100% am făcut. Super, super. Super, super. Tipul ăla a fost eliminat. Ok. Săracu. Water bottle. Ok, știu chestia asta. Sper să fie cât de cât ok. Și să reușesc să-l construiesc. Dacă dau fail, o să fie nașpa. 3 bucăți. Așa. Aici era apa. Câte 2 bucăți era. 2 bucăți așa prin înăuntru și unul în centru, presupun. Sticlă pe laterală. Bun. Cred că 2 erau așa în sus aici și restul așa. Sper, te rog, să fie totul perfect. Nu e totul perfect? Oh, shit, totul e perfect. Wow. Mă așteptam să nu reușesc, pentru că nu m-am uitat atât de bine pe partea de sus, dar văd că a fost totul ok. Perfect match, 100%. Acum să vedem cine n-a reușit să reconstruiască ăsta. Ăsta a făcut puțin. A greșit foarte puțin, cred că tipul ăla o să fie eliminat, să fiu sincer. Care a fost mai eliminat? Ăsta? Ok. Credeam că a făcut destul de ok, dar se pare că nu. Headphones, trei așa, unul acolo și în rest sunt legate, bun. Ăsta ar trebui să fie ușor. Așa. Erau pur și simplu 3 așa. Ups, am greșit aici. Nu știu cât de departe erau. Cred că aici. Deja, cred că am greșit. Fuck, cât timp pierd. Ok. Ăsta pus aici. Perfect. Wow, până acum am făcut 3 construcții, perfect. Mă bucur. Știi, pe ăsta l-a făcut perfect. You cannot leave your area, ok? Să vedem cine o să reușească ăsta. Ok, l-a făcut și pe ăsta perfect. Cred că ăsta o să fie... Ok, wow. Instant a fost așa. Deci de aici începe cu negru. Bun. Și ăsta trebuie să fie destul de ușor. Văd că sunt construcții mai ușoare acum. Ultima dată când am mai jucat, erau foarte grele construcțiile, frate. Nu puteai să faci nimic. Ok, începea cu negru de aici. Op. Aici alb. Pac, 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 pac. De aici putem face ăsta. Perfect! Nice! Bă, până acum am făcut fiecare construcție perfectă. Din nou, n-am mai jucat minigame-ul acesta de foarte mult timp, deci sperăm să câștigăm totuși. Noi l-am făcut perfect. Cred că toată lumea l-a făcut perfect. Wow, nimeni n-a fost scos. Ok, deci trebuie să punem și ăsta aici. Ok, o să încep cu snow-ul, pentru că nu prea cred că o să mai știu să-l fac după. Cred că ăsta începea de pe aici. 1. Pac, 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 pac. Sper să-l fac bine. Am cam uitat cum era. Ok, am greșit ceva. Shit. Avea așa o bucată. Please help.
Nu știu ce am greșit. Băi, era bine așa. Doar punele, punele. Nu îmi spune că o să fiu descalificat pentru asta. Ăsta nici... bă, da, toți au pus zăpada. Te rog, nu mă scoate pe mine. 84%. Cred că toți au făcut perfect. Nu! Bă, ești prost. Cum era, mă? Oh my fucking god, nu, am pierdut primul meci. 5 minute a durat. Bă, deci am făcut atâtea construcții perfect și am pierdut la final. Băga mea și picioare. În fine, hai, putem să mai jucăm încă unul Speed Builders. Să vedem cum o să ne descurcăm în al doilea meci. Durează foarte rapid, chiar am uitat cât de rapid durează un meci. Credeam că dintr-un meci pur și simplu o să terminăm episodul. Dar mai încercăm acum un meci. Sper măcar să-l câștigăm pe a doilea. Dacă nu o să-l câștigăm, asta o să fie. Da. Să vedem dacă o să și intre playerii, pentru că asta o să fie o problemă. 5 rewards to claim. Daily reward. Ok. Vizitați, nu știu ce, 4 rewards to com. Dar nu mai știu de unde să le iau pe celelalte. În fine, nu prea ne interesează chestia asta. Pe noi ne interesează numai să câștigăm acum. Deci haide să vedem primul episod. Cred că o să numerotez episoadele la seria aceasta după câte rămăseseră în urmă. Nu o să pun Speed Builders episodul 1 pentru că nu este. Dar chiar am uitat câte episoade de Speed Builders am făcut pe canal. Cred că am făcut în jur de vreo 3 sau 2. Bine, am mai făcut și înainte când eram foarte mic pe YouTube, dar pe atunci cine știa. Începem meciul ăsta odată, în 45 de secunde. Mai mult a durat să intrăm în alt meci, dar ce să-și facem? Hai să vedem care-i treaba. Văd că lobby-urile de pe aici, de pe Mineplex, nu prea s-au mai schimbat. S-a schimbat lobby-ul principal câte puțin. Oricum așa mi se pare interesant la un server să nu schimbi tot lobby-ul complet, pentru că după parcă nu mai are niciun sens serverul. Totuși, mie îmi place așa, știi, când intri pe un server, să fie exact ca acum mulți ani, aceeași nostalgie. Dar locul ăsta de aici, de la început a fost mai așa, mai nașpa, mai plictisitor. Puteau să-l schimbe pe ăsta, dar cine sunt eu să le zic ce să schimbe. Deci cred că o să ne băgăm la meciul acesta 6 playeri. Deci ar trebui să dureze și mai puțin. Hai să vedem dacă câștigăm acum. Destul de frumos. Tipul ăla, Gwen the Guardian, o să ne dea note pe construcții. Oh, Journey to Hell. Oh shit, chestia asta e mai grea. Cred că o să încep prin a pune iarba aici. Că s-ar putea după să nu mai știu pe unde a fost. Așa. Bun. Ok. Și aici era un triunghi, iarbă. Triunghi, iarbă. N-am făcut ceva perfect, cred că... Oh, doar iarba aia era pusă prost. În fine, am făcut perfect. Am fost numărul 2 care au terminat ăsta perfect. Bine, dacă puneam iarba aia bună de la început, terminam primul, dar nu prea contează chestia asta. Important e că am terminat. Hai să vedem acum cine o să fie eliminat. Cred că tipul ăla, nici măcar nu s-a apucat de... Oh my god, tipul ești pierdut, frate, îmi pare rău. Oh shit. Nu. Ce s-a întâmplat? 100%, dar mersi că zbor așa în continuu și cad prin mapă. Voiam să văd și eu cine a fost eliminat. Presupun că tipul ăla care nici nu și-a construit baza, dar hai. Baza, portalul, scuze. Cakes display. Oh shit. Oh. Nu este greu, dar e complicat. Bun. Pune chestia asta aici, așa. Scărițele cred că erau puse doar în colțuri. Umplem toată chestia asta. Oh shit, nu e bine. Aici erau ăstea. După așa, ăsta aici, cake-ul înăuntru. Sper că am timp să termin. N-ai ieșit perfect. A, trebuia să mai... My bad. Oricum l-am făcut perfect. Tipul ăla cred că o să fie eliminat. În rest totul a fost perfect. Cred că și ceilalți au făcut bine. 100%. Și bam! Și Alan GameX a fost eliminat. Pare rău, bro, dar chiar a fost o construcție destul de grea. Sorry.
Draw my face. Deci avem aici un smiley face și ceva nebunie pușcărie pe aici. Hai. Ok. Ok. Aici hopperul. Nu mi se pare că era acolo. Ba da, aici. Oh, ce a fost asta? Cred că doar ăștia n-au avut ce să facă. Au zis, hai să băgăm un level de ăsta cu smiley face și să facem un o ciudățenie aici ca să-i derutăm. Oricum a fost easy. Nu cred că cineva o să dea fail la asta. Hai frate, termină o dată. Ok, asta a fost. Gwen the Guardian is impressed. Toată lumea a terminat. Oh, fuck. 3 aici, 2 de-alea, 1 și încă de-alea. Ok. 1, 2, 3, 2, așa, pac, și ochiul. Și ochiul, bun, acum restul. Am uitat cum era gura. Nu, nu, nu era așa. Tu fă, ridică-te. Ăsta n-ar ce căuta aici. Nu ești sus. Așa. Uite, n-a sunt unii creeperi acolo, sus, azi, aici. Gata. 5 secunde, bă, n-ai cum să construiești mă așa ceva. N-ai cum, mă, bă, ești prost. N-ai cum să faci așa ceva. Cât la sută am făcut? 39. Nu, cred că eu o să fiu eliminat. Marș, mă, de aici. Bă, n-ai cum să faci un creeper în 20 de secunde sau cât timp am avut noi acolo. În fine, asta e nașpa, ne dăm hub și sperăm data viitoare. Mie chiar îmi place foarte mult minigame-ul acesta, deci dacă mai vreți să continuăm seria, lăsați și voi un like la acest episod ca să putem câștiga noi în alte episoade, în episoade viitoare. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un like, am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!